Ruparea Ecolux Chișinău a cucerit în premieră Cupa Moldovei la mini-fotbal. Formația din capitală a învins în ultimul act al competiției clubul Temka Tiraspol. Învingătoarea s-a decis la seria loviturilor de departajare. Dorodețchi contra Lumea. În finala disputată la Tiraspol, tabela de scor a fost deblocată de reprezentanții gazdelor. Pentru Temka a punctat Dimitri Cuharenko. Jucătorii de la Ecolux, favoriți la victorie, au fugit după egalare. Clubul din Chișinău a ratat numeroase ocazii, reușind să înscrie la ultima fază a timpului regulamentar cu ajutorul lui Vadim Kravcescu. Au urmat reprizele de prelungire în care nu s-a mai marcat, iar după acestea seria loviturilor de departajare. La penaltiuri, unul dintre jucătorii clubului Tiraspolean a ratat poarta, iar Ecolux a profitat și s-a impus cu 4-3. Когда ты выигрываешь, всегда приятно выигрывать. Это любому, кто играет или занимается другим видом спорта, он значит только понять, когда выигрываешь. У нас была установка играть до последнего, но мы, наверное, увидели минуты вот эти на табло и поверили, что все, мы победили, мы чемпионы и как-то расслабились немножко. Așadar, Ecolux Chișinău a câștigat în premieră Cupa Moldovei, fiind premiată pe lângă trofeu cu un cec în valoare de 12.000 de lei. De partea cealaltă, gruparea Temka Tiraspol, care în semifinale a eliminat-o pe campioana ediției trecute a seriei naționale de mini-fotbal, s-a ales cu medaliile de argint și 6.000 de lei.